Bun. Hai să trecem la partea importantă, la Facebook Audience Insights. Practic, această unealtă, care este gratuită de la Facebook, ne va ajuta pe noi să targetăm exact oamenii de care avem nevoie. Mai mult decât atât, ne va ajuta să facem acel custom avatar sau avatarul perfect al clientului nostru. Mulți oameni în momentul de față și cei care fac dropshipping, dar mai mult sunt și companii mari care fac chestia asta, fac o mare greșeală. Încearcă să o facă manual, să se gândească ei cine este utilizatorul, cine este cumpărătorul lor ideal. Așa se făcea până acum, din punctul meu de vedere, până acum câțiva ani sau chiar până la apariția Facebook-ului, să zic. Pentru că nu aveai de unde să știi exact cine este clientul tău perfect. Trebuia să te gândești vârstă, sex, ce îi place, ce nu îi place, etc. Acum avem o unealtă foarte importantă. Se cheamă Facebook Audience Insights. Dar trebuie să știți un lucru foarte, foarte important. Că noi nu avem de unde să știm în momentul de față cine este clientul nostru ideal. Dar cum putem afla asta? Ei bine, eu folosesc o strategie care de fiecare dată a mers și din punctul meu de vedere este cea mai ușoară și cel mai ok de folosit. Cum poți să găsești audiența ta perfectă? Păi, haideți să ne gândim că noi mergem pe o nișă, mergem pe nișa de căței. În momentul de față sunt deja pagini foarte mari din Pet Supply, să zic așa, care au deja pagini de Facebook și au deja niște cumpărători. Ok? Asta trebuie să faceți și voi. Intrați pe Google și faceți-vă o listă între 10-20, dacă puteți, eu am găsit doar 9 foarte importanți, de pet supplies. Practic, de la mâncare, la hăinuțe și multe alte lucruri pe care le au acești oameni pe site-urile lor. Deci, practic, trebuie să studiați competiția voastră. Asta este foarte important. Gândiți-vă cine este competiția voastră. Căutați pe Google. Nu știu, dacă aveți cu haine, mergeți și căutați competiția voastră. Vedeți cine este cel mai mare jucător pe piață, cei mai mari jucători pe piață. Adunați o listă de 10-20 de asemenea pagini sau asemenea site-uri și apoi puneți-le într-o listă Word sau pe foaie și apoi începeți să faceți căutarea. Știu, va fi puțin greu, mergeți pe partea de United States. Spre exemplu, eu am căutat Pet Supplies United States să văd exact care sunt competitorii mei de acolo sau care sunt în aceeași nișă ca mine. Pentru că dacă o să vând chestii pentru căței, da, eu, în primul rând, o să am un public care se va adresa celor care interesează Pet Supplies, ok? Adică de la mâncare, ce vă ziceam și mai devreme, îi place și una și alta, da? Și practic așa am intrat eu pe nișa mea. Haideți să vă dau un exemplu. În primul rând o să lăsăm aici United States, da? All United States. Puteți selecta orice sau puteți deselecta dacă încercați să faceți dropshipping în altă țară. Și uitați, de exemplu, eu mi-am luat 9 mari competitori. Nu neapărat competitori, cât din aceeași nișă ca mine. Nu trebuie să fie neapărat competitorii voștri, să facă același, fix același lucru ca voi. Dar dacă este din aceeași nișă, nu știu, din nișa bijuteriilor, din nișa huselor de telefoane, accesorii de telefoane mai exact. Exact asta trebuie să căutați. Vedeți exact cine sunt acei competitorii voștri. Notați-vi pe o foaie și apoi îi studiem, pentru că oamenii ăia sunt deja mari, adică companiile alea sunt deja mari și au băgat foarte mulți bani în partea de research. Ei tocmai și-au căutat clientul prin modul vechi, foaie și hârtie, să zic așa, foaie și pix. Și-au notat, s-au gândit, au targetat diferite persoane și acum au ajuns deja la un public gata făcut. Așa puteți să ajungeți și voi. Nu vă bateți capul, cum spun alții, gândiți-vă cine este clientul vostru, ce face, ce nu știu ce. Sunt deja informațiile astea pe internet. Nu trebuie să reinventăm internetul, am mai spus-o în acest curs și o mai spun. Trebuie să fim smart, să gândim smart și să găsim soluții cât mai bune pentru noi, pentru a face acest magazin să meargă, da? Ok, haideți să trecem puțin la treabă să vă arăt despre ce este vorba, ok? În momentul de față, în Statele Unite ale Americii, avem aici niște statistici, niște demografice, da? 54 sunt femei, 46 sunt bărbați pe Facebook, da? Ne uităm aici, ne dau câteva relationship status. Sunt singuri într-o relație, căsătoriți, ce educație au, high school, college, grand school, ok? Iar aici putem selecta și pe, să sortăm,
în ce domeniu lucrează, nu știu, uitați, în servicii administrative, în vânzări, în management, în producție și așa mai departe. Page likes. Dacă ne uităm, cele mai multe persoane din America dau like la aceste pagini, da? Unde trăiesc? Și aici ne uităm, haideți să vedem. Cea mai mare populație de pe Facebook este din New York, apoi din Chicago, Los Angeles, Houston și activitatea lor. Unde stau cel mai mult pe Facebook? Dar datele acestea nu sunt momentan foarte importante pentru că nu le-am selectat pe ceea ce ne interesează pe noi. V-am făcut doar o mică prezentare, ok? Haideți să luăm primul meu competitor sau prima firmă din nișa mea care mă interesează. Căutăm aici la interese, da? Căutăm Pet Smart. Și uitați, dacă ne uităm, e Pet Smart Pet Supplies. Da? Am selectat și deja s-au schimbat datele acestea, vedeți? Sunt 83% femei. Cea mai mare parte este între 25 și 34 de ani, apoi 45-54 și abia apoi 18-24. Deci zic eu că de undeva de la 20 și un pic de ani încolo am putea selecta aceste persoane. Și aici, în primul rând, ne interesează în felul următor. O să facem, când o să dăm drumul la reclamă, o să facem și split testuri. Atunci o să vă explic despre ce este vorba. Momentan, din punctul meu de vedere, pentru nișa pe care am ales-o eu, 83% sunt femei. Din 54 care sunt, vedeți, datele trecute, 54 erau femei care folosesc Facebook-ul. Deci, în momentul de față, din punctul meu de vedere, am descoperit sexul acelei persoane, da? Cum vă ziceam mai devreme. Este femeie, este cuprinsă undeva între 25 și, haideți să punem, între 20 și 40 de ani. Aceasta este plaja aceea de vârstă. Bun. Toate aceste lucruri, atunci când facem o reclamă, le putem targeta, să știți. Tocmai de aceea este bine să le notați de pe acum sau, dacă vreți să vedeți celelalte lecții și abia apoi să dați drumul la magazin, nu e nicio problemă, o să le înțelegeți pe toate. Doar că e foarte importantă lecția asta și vreau să fiți foarte atenți pentru că nu veți pierde bani dacă veți face cum vă învăț. Dacă veți merge pe metoda clasică să lăsați Facebook-ul să aleagă ce e mai bine pentru voi, va fi puțin mai complicat. Veți pierde mai mulți bani la început. Ok? Bun. Deci am hotărât până acum că e femeie între 20 și 40 de ani, da? Haideți să ne uităm la educație. 61% din ele au colegi, doar colegiu, ok? De fapt au colegiu și 33% liceu. Le-am putea pune pe amândouă, ok? 51% din ele sunt măritate. Uitați-vă că partea de single este în scădere, ok? Deci cel mai bine este să targetăm femei între 20-40 de ani, căsătorite, cu facultate și liceu terminat. Partea aceasta nu este foarte importantă, nu trebuie să intrăm neapărat în ea, dar știm deja în ce domeniu lucrează, ok? Bun. Apoi ne uităm la locații. Haideți să vedem locațiile. Cele mai multe persoane în continuare sunt din New York, Houston, Chicago. Aici am putea lăsa broad, adică să lăsăm toate United States, da? Toată partea United States. Ne uităm și la activitate, este foarte importantă și activitatea, da? Vedem unde se comportă cel mai bine aceste persoane. Uitați că aici mi-apare 0 pe desktop și mobile. Persoanele care intră pe PetSmart, chiar dacă vi se pare incredibil, cele mai multe cumpărături le fac de pe desktop, atât. Deci, practic, nu are rost să targetăm, să facem o reclamă care să afișeze pe mobil, când 100% sunt persoane care folosesc calculatorul, partea de desktop, atunci când vor să cumpere acel produs. Dacă totuși targetăm partea de device-uri, partea de pe ce device-uri să apară reclama, ne uităm că pe iPhone apar cele mai multe și pe Android, dacă mergem pe partea de mobil, ok? Dar eu aș merge pe o reclamă doar pe desktop, mobilul l-aș lăsa deoparte, pentru că ne arată aici 100% sunt doar mobil. Ok, femeie între 20 și 40 de ani, căsătorită cu colegiu terminat, care va fi targetată doar pe partea de desktop, pe partea de calculator, să zic așa, ca să înțelegeți mai bine. Ei, după ce am văzut toate lucrurile acestea, ne le-am notat, vă spuneam eu că ne putem uita la ce le place. Uitați, la Pet Supplies, ne uităm după aceea la Petco, este alt
este următorul meu competitor din nișa mea, da? Oricum ne uităm și la el. Eu vă dau exemplu doar de o pagină, că ar trebui să le verificăm pe toate, dar voi trebuie să faceți lucrul acesta înainte să dați drumul la o reclamă. Știu că poate este puțin complicat și poate vă ia ceva timp, dar e bine să faceți lucrurile acestea, da? Înainte să începeți să faceți, să dați drumul la o reclamă, uitați-vă la toate paginile pe care vi le-ați setat, la toți competitorii voștri, să vedeți exact, puteți să desenați ca un cerc, să vedeți exact în acel cerc al vostru care sunt cele mai multe lucruri în comun. Nu știu, poate toți or să fie între 20 și 40 de ani, poate toți or să fie măritați și or să fie femei. Așa trebuie să urmăriți, da? Bun. Apoi vă spuneam eu de serviciile care le plac. Deci în momentul de față știm că le place PetSmart. Este un Pet Supplies, ok? Apoi un serviciu. Vă spuneam mai devreme despre un serviciu, da? Și uitați, un serviciu care le place lor este Insurance Company. Este o companie de asigurări pentru căței, cred. Haideți să ne uităm. Nici eu n-am auzit de ea, mă uit pentru prima oară, dar în principal Nationwide Pet. Este un serviciu de asigurare pentru animăluțe, ceea ce este extraordinar. For Your Pets, Family to Site. Deci, practic, este o companie de asigurări pentru animale. Deci, nu neapărat pentru căței, pentru animale în general. Dar ce știm noi în momentul de față? Că dacă noi targetăm persoanele care le place PetSmart, dar le place și National White Pet, clar aceste două persoane sunt 100% sigur că au un animăluț în familie. Dacă nici acum nu ne-am convins, vă spuneam în lecția trecută că trebuie să ne mai uităm și din ce grupuri fac parte și ce le place. Uitați-vă puțin. Animal Shelter este un adăpost pentru căței. North Shore Animal League America. Bun, deci ne-am mai interesat o chestie. Ce ne interesează pe noi? Uitați, Pet Service. Vă spuneam mai devreme, dar deja, din punctul meu de vedere, și Insurance Company este un serviciu pentru căței. Mai am aici Family Pet, Bark Box, I Love My Dog. Uitați-vă la câte detalii aveți despre clienții voștri, da? Pentru că aceștia sunt clienții lui PetSmart, care de obicei sunt interesați de această nișă. Vă spuneam de organizații non-profit, uitați, despre Pets and Life. Puteți targeta atunci când faceți reclama, nu doar persoanelor cărora le place PetSmart, dar să le placă și o companie de asigurări și putem pune și un pet service sau organizație non-profit. Practic, noi adunăm toate aceste date pentru a crea avatarul perfect al clientului nostru. Ok? În momentul de față, dacă o luăm fix așa, haideți să luăm de la început să facem puține recapitulare despre clientul meu al magazinului de căței, da? Este femeie, între 20-40 de ani. Știu că am repetat de multe ori, dar așa trebuie să faceți și voi. Și să vă notați. Femeie între 20-40 de ani, măritată, colegiu terminat, căruia îi place PetSmart, National White Pet, dar și, nu știu, să zicem, Bark Box. Da? Am făcut cumva, am creionat cumva clientul nostru, l-avem cumva în minte. Băi, acela este clientul care va cumpăra de la noi pentru că are foarte multe chestii în comun cu animăluțele, da? Pe profilul meu. Eu pot să-i vândui pentru că știu că va avea un cățel, o pisică, bineînțeles, atunci o să mai tagăm încă ceva în reclamă, să-i placă căței dacă vindem un produs de căței, să-i placă pisicile dacă vindem un produs de pisici. Este foarte, foarte simplu dacă le luăm așa în ordine. Deci așa trebuie să faceți și voi. Imaginați-vă produsul vostru și apoi despicați firul în 40.000 de bucăți dacă se poate. Mergeți, vedeți ce competitori sunt în acea nișă. Uitați-vă la următorul. Haideți să vedem dacă se schimbă ceva, că vreau să vă dau exemplul ăsta. Luăm Petco, da? Haideți să ștergem acest interes și apoi să-l punem pe acesta, Petco. Petco, local business. E un local business, da? Haideți să ne uităm la demografie și uitați, a rămas la fel pentru că interesele sunt comune. Dar tocmai de aia vă ziceam, atunci când găsiți clientul vostru ideal, în general, clienții au lucruri în comun. Înțelegeți? Tocmai de aceea. Ok. Parcă s-a mai schimbat ceva pe aici la 13%, dar vedeți voi că în mare parte au rămas 83% femei,
măritate și tot așa. Haideți să ne uităm la page likes. Și uitați-vă, e aproape la fel, dar uitați, nu mai apare acel insurance company, apare un publisher by Purina. Ok, Pet Services rămâne BarkBox. Deci vedeți, acum am putea elimina acea companie de asigurări, posibil ca doar câtorva din celor care le place PetSmart să le placă acea companie, dar ce ne rămâne nouă acum, avem un detaliu foarte important, celor care le place PetSmart, le place și Petco, dar le place și BarkBox, da? Și uitați, aici la organizații non-profit, posibil să apară aceleași lucruri, nu mi le-am notat, voi notați-le, da? Cam așa trebuie să le luați pe fiecare în parte, da? Uitați-vă ce populație mare are, 2,5 milioane, 2,4 milioane și tot așa. Așa trebuie să o luați și voi. Sper că ați înțeles. Vă rog să-mi puneți întrebări pe grupul de Facebook în cazul în care este ceva neclar. Aș avea rugămintea ca înainte să treceți la următoarea lecție să începeți să vă jucați cu acest Facebook Audience Insight, pentru că este foarte important să-l înțelegeți mai bine. La început o să vi se pară puțin mai complicat să vă faceți profilul clientului, apoi să căutați competitor din nișă, poate nu o să existiți, o să trebuiască, o să vă ia mai mult timp. Dar repetând lucrurile acestea și puteți să le repetați înainte să începeți o reclamă, de exemplu, încercați să repetați, să repetați, să vedeți dacă cât de ușor va fi, ușor, ușor, când veți trece de mai multe ori peste aceste detalii, da? Și prin acest fel, voi vă veți construi exact avatarul clientului vostru perfect sau aproape perfect, doar că acum sper că ați înțeles diferența de ce trebuie să folosiți Facebook Audience Insiders peste avatarul clientului vostru, pentru că în primul rând vă va scopi de o tonă de bani cheltuită pe reclame puse aiurea. Facebook va ajunge la un moment dat, după ce vei cheltui foarte mulți bani, va ajunge și la clienții tăi, pentru că asta încearcă Facebook să facă, nu-ți cheltuie banii de aiurea, încearcă să-l optimizeze cât mai bine reclama ca acea persoană să intre la tine pe site, să cumpere la tine pe site. Acesta este scopul lor, pentru că ei știu, îi plătești și trebuie să-ți oferi un serviciu ca tu să te întorci din nou și din nou la ei. Bine? Doar că este mult mai simplu să-i spui Facebook-ului ce persoane, ce clienți trebuie targetați, pentru că atunci și lui va fi mai ușor și te va cheltui mai puțin bani, ok? Deci astfel trebuie să începeți să faceți avatarul clientului vostru, nu în alt fel. Nu vă gândiți că posibil nici să vă treacă prin cap de unele pagini sau eu, de exemplu, nu credeam că atât de mare este procentul, 80% sunt femei cărora le plac serviciile pentru căței, să zic așa, ok? Deci, încă o dată, mergeți, faceți exact ce v-am zis, găsiți-vă un produs, dacă nu l-ați găsit încă, pe care vreți să-l vindeți, apoi mergeți, luați o nișă, vedeți în nișa aceea ce este. V-am zis, nișa înseamnă domeniul în care vindeți. Dacă vindeți, nu știu, hăinuțe pentru copii, nișa voastră este partea de baby, da? Și vedeți acolo ce competitori aveți, ok? Bun, astea fiind spuse, știu că a fost o lecție cu multe informații și sper că ați înțeles. Dacă nu, vă rog din nou să puneți întrebări pe grupul de Facebook. O să trecem la lecția următoare și vă urez mult succes!